Drum bun! Muntele Botean, Cascoe și coborâre în Valea lui Ivan. Bogdanel, timp băiet, pădur cu trei eram. Dorin, uite de puțin. Bogdan. Dragoș. Însoțitorul și pasnicul nostru Novac. Urcare spre Muntele Botean. Coborâre în casă. Traseul 2024. August. Este păi cu ăsta rămâne. Da. Cu ăsta rămâne. Cai, cai. Hai da, tată. Mai un pic. Până la gol. Încet, încet, ieșim la Poiana din Botea. Bogdanel în prim plan. Câinele. Hai da. Hai da. Novac zește. Filmăm, filmăm, hai. Hai, da, mă. Ii.
Aí, mano. Vai dar, vai dar um dano, deixa o telefone. Vai dar, mano. Ușor. Stai, mă, le-am găsit asta ca să ne filmeze, mă, că ne pici noi la gol, mă. Hai, trei zurine, ca să ia și celălalt. Dă-i, dă-i, hai toți. Praful s-a ales pe aici. O mică pauză. Bogdan și cu Novac. Echipa pregătită. Se ieșim de la stâna cu steghe la Botean. Ine! Hai da, băi! Hai da, ha! Da, nu va! Ine! Ine! Abu, criu! Oh, încetat, oh, 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 oh. Dă-mă la! Barajul de la Sătic. Aici avem stâna din Boteanu. Mai jos a fost stâna Steghe. Aici avem piatra Craiului, în splendoarea ei. Bucigi, Leota și aici Păpușa, vârful Păpușa. Ce boagă e pe aici.
Vezi nimic? Acolo e de dreabă la comunitatea aia. Duce așa? Trebuie să fie colț ăsta să ne ia asta. Acolo e rupă. Să spune ca la botul calului. Și nu orice cal. Nu orice cal, da. E apă. Ca Viviană mers de sută bine, fii atent ce spun. Ne aștept. Deja s-au duzit. Hai, dar nu va, bă. Nu va cu tati, bă. Hai, tata. Hai, da? Noi cu americanii. Hai, da, bă. Caluca. Hei! Hei! Ine! Ine. Va. Ine. Hai, nu fac, tată. Hai, tată. A luat-o, a lăsat-o. E că acolo e liniște acolo. Nu, nu prea e vreme de vreme. Păi așa? Eu am zis? L-am dat cu parte. Ce? Că nu e vreme de vreme. Oh, știi. Oh, 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 unde te duci? Ce avem aici? Oh. Un... Oh, dă-te la neu. Te metem la. Oh. Deci în față, undeva aici în spate. Oh, shit. Wow. Aici. Wow. 2390. În partea asta e Poiana Sântilie și Grăbișteanu, în munte e Mărea. În partea asta. Munchea asta e aici, acolo unde vedeți corturile, niște e o poiană cu patru tuburare și serpente albe, e tabăra de clerții de Aneam, care să vezi în Carpatia. Și cu oama la altă, munchea la altă, pe câlna aia de acolo, de un cap la altul, era granița între România și Austro-Ungaria, până nu mi-a fost ce granița între România și Austro-Ungaria era munchea acolo. Munchea asta la altă aici? Asta e căldarea lui Casie. Deci noi mergem, trebuie să mergem practic până la grupul la Ulea și trebuie să mergem pe picior celelalte munte. Uite ceasul. Nu e vorba de ceas, e vorba de timp. Nu e de vreme. Problema e că norul e cam periculos și o scurtăm. Și trebuie să venim undeva pe... Pe muche sau putem pe să ieșim pe încăldarea aia? Pe muche, nu mai pe muche de așa. Pe încăldarea aia pe acolo nu se poate, nu? Uite, se vede un drum pe încăldarea aia. Ca e coastă. Cam aiură, că e zona de stâncărie, nu știu în ce măsură poate să meargă calul pe acolo. Aia e poate că ciubănească, nu e gris, nu e nimic. Așa. După aia pe muche nu e, e ușor, nu e greu pe muche. Păi da? E muncea. Nu, mă, vremea, 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 mată vremea. Da. E norul ăsta e periculos, tot e periculos. Da, e un nor de ploaie aiurea. Nu, nu bate vântul acolo sub păpușa, o să fie la fulgere, nu? Da, pe de fulgere, adică. Fulgere, nu se întâmplă nimic, avem treabă cu ploaie. Hai să mai mergem până în ultima așa de acolo. Și după aia vedem, stabilim acolo. Vedem de acolo ce se face. Da, da, uite. Nu vezi, și încolo sunt două. Primul platou. Da, sus. Primul platou acolo, unde se vede, primul platou. Dacă ar sparge de senin, aici n-ar fi rău. Vedem acolo, da. Pe hotelurile Rome, exact.
Hai să mergem până la ăla și în cazul în care se măsurește vremea, ne întoarcem. Da. Gata. Pe cai și la plai. Up. Up, 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 up. Vreau să zic că la galop ăsta nu pe scurul. Up, 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 up.